Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori însemnate cantitativ și intensificare ale vântului la munte, valabil de marți ora 23 până miercuri ora 18. În intervalul menționat, în sudul Banatului, sudul și estul Transilvaniei, precum și în zona Carpaților meridional și oriental, va ninge local însemnat cantitativ, iar vântul va avea intensificări cu viteze de aproape 60 de km la oră. La altitudini de peste 1500 de metri vor fi rafale de peste 90 de km la oră, iar ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă sub 100 de metri. Totodată, meteorologia a emis și o informare meteo de vreme rece, ninsori și vânt valabile de marți ora 21 până joi ora 10. Astfel, începând din noaptea de marți spre miercuri, 6 spre 7 aprilie, în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, precum și în zonele montane și deluroase, vor predomina precipitațiile sub formă de ninsoare, pe alocuri moderate cantitativ, undeva la 20 de litri pe metru pătrat, se va depune strat de zăpadă, local consistent, îndeosebi la munte. Temporar, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor cu viteze în general de 55 de km la oră, iar la munte peste 70 de km la oră, spulberând zăpadă. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toată țara, cu temperaturi minime preponderent negative. Precipitații mixte, dar slabe cantitativ, se vor înregistra marți 6 aprilie și în regiunile nord-vestice. Până sâmbătă 10 aprilie, vremea se va menține deosebit de rece, iar în cursul nopților și al dimineților, local se va produce brumă.